găsit! Sunt Ana Lăstun și vă prezint predicțiile astrale pentru săptămâna 26 iulie 1 august, conform celebrei astrologe Mariana Cojocaru. Prin urmare, haideți să vedem împreună ce zice la horoscop. Berbec, Chiron retrograd, Marte și Lilith din constelația voastră vor face aspect de cuadratură cu Mercur și Rac și din Saturn retrograd, Jupiter retrograd și Pluton retrograd din Capricorn. Veți fi cu destinul în derivă sau în pericol, fie că vorbim despre carieră sau sănătate. Cum și Venus se apropie vertiginos de karma din Gemeni, să vedeți de acum probleme în amor pentru toate zodiile în săptămâna care urmează, dar și pe viitor. Taur, viitor sau viituri, mai bine zis, pe destin? Aceasta este întrebarea, ca să-l parafrazez pe Marele Will. Viituri, pentru că Venus, patronul vostru astral, se apropie periculos de mult de karma din Gemeni. Să vedeți de acum tsunami la cei care se cred fericiți și împliniți în dragoste. Axa karmică este cea care anunță cutremure grele și în viața socioprofesională, nu numai în amor. Gemeni. În India, părinții mirilor merg întâi la astrolog să vadă dacă viitorii miri sunt compatibili și acestea se căsătoresc doar dacă primesc acordul specialistului că relația este bună și de viitor. La noi se căsătoresc de capul lor sau împinși de părinți, de aceea apar pe viitor adevărate drame. Pericol la cei care se căsătoresc acum pentru că nu știu ce karmă au, iar Venus se apropie foarte iute de karma fiecăruia. Rac, luați aminte la ce spuneam la Gemeni și la celelalte zodii, pentru voi mai multe luna viitoare. Leu, Venus va rezona cât de curând cu karma, misiunea fiind aceea de a lumina cu gând bun și pașnic românii. Fecioară, axa karmică în Gemeni și Săgetător se află în mers direct către zodia voastră, va viza în mod direct cumpenele și mai multe luna viitoare. Balanță. Venus se apropie de axa karmică de destin, ceea ce arată un bilanț provizoriu a previziunilor care au fost făcute la final de an 2019 și început de an 2020. Din păcate, anul curent nu a arătat prea fericit până acum, așa că să vedem ce ni se arată. Scorpion. Mulți scorpioni sunt rătăciți și nu știu calea corectă de evoluție. Karma lor este afectată de acest fapt și o puteți degreva doar cu ajutor. Săgetător, de cele mai multe ori alegeți în viață în funcție de instinct sau, de ce nu, din interes. Viața nu este așa. În anul șobolanului de metal, uitați-vă la pandemie, la inundațiile devastatoare, la seceta accentuată, la crime, toate cauzate de aspectul "tu mă le fi cases". Capricorn. Foarte multe personalități marcante au fost guvernate de această zodie. Urmează o perioadă dificilă pentru voi, însă știu cu siguranță că o puteți depăși cu brio. Vărsător, fiind un horoscop de bilanț, după două eclipse grele, veți înțelege de ce se face distinție între spiritele superioare și spiritele inferioare, între inițiați și încuiați, pentru că doar evoluând vă croiți drum spre stele, nu altfel. Pești. Venus se apropie vertiginos de karmă dublă și face selecția între cei care își curesc drum spre cer și cei care vor cobori nouă trepte în infern. Doar sunteți zodie dublă, doar unii se pot salva și credința nu este neapărat o soluție de scăpare. Până la noi aspecte astrale, vă îmbrățișez și nu uitați să dați subscribe paginii noastre de YouTube, wowbiz.ro. Fiți optimiști! Pe curând!